În dimineața zilei de astăzi, începând cu ora 6, secția de poliție rurală cu Jmir din județul Mehedinți a declanșat o amplă acțiune operativă, desfășurată cu un număr mare de efective, având ca principal obiectiv consolidarea siguranței publice, dar și prevenirea incidentelor cu caracter antisocial. Forțele de ordine participante la această acțiune sunt alcătuite din polițiști din diverse structuri: ordine publică, investigații criminale, investigarea criminalității economice și poliția rutieră, la care se adaugă luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. În această dimineață, pe rada secției de poliție rurală Cujmir, se execută o acțiune cu efective mărite pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Echipele mixte, formate din polițiști de la ordine publică, investigații criminale, investigarea criminalității economice, rutieră, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, efectuează controle asupra autovehiculelor, dar și verificări în valuri și localuri publice. Scopul activităților îl reprezintă prevenirea și combaterea oricăror fapte cu violență pe stradă, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, dar și depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice. Totodată, polițiștii urmăresc și depistarea eventualelor infracțiuni economice sau activități legale care pot afecta siguranța cetățenilor sau buna funcționare a comunității locale. Astfel de acțiuni parte dintr-un plan mai amplu de menținerea ordinii și siguranței publice în județul Mehedinți. Vor continua și zilele următoare. Autoritățile locale subliniază că aceste măsuri sunt esențiale pentru a asigura un mediu de trai sigur și stabil pentru toți cetățenii, oferind un sentiment de încredere și protecție în fața eventualelor amenințări de natură criminală sau rutieră.